Cu toții știm că Big Bang-ul se presupune că a avut loc acum 13,7 miliarde de ani, iar pentru primele câteva sute de milioane de ani universul a fost prea fierbinte pentru formarea stelelor. Gravitația a început să atragă hidrogen și heliu și așa a început procesul de formare al primelor stele. În 2008, un supercomputer pentru simulări a detaliat în jurnale științifice că materia neagră ne-a oferit prima forță gravitațională. Detaliile arată că prima protostea a avut o masă de 1% a Soarelui nostru, deci cu 99% mai mică. La o distanță de 10.000 de ani mai târziu, prima stea a avut masa de 100 de ori mai mare decât a soarelui nostru. Cercetătorii cred că primele stele au avut masa de mii de ori mai mare decât propriul soare. Este ca și cum am privit înapoi în timp pe Terra, când existau animale sălbatice uriașe, precum dinozaurii care au evoluat în micile animale din zilele noastre. Un studiu publicat în același jurnal științific, numai că la o distanță de câțiva ani, a propus o teorie diferită despre formarea stelelor. Potrivit lui Takahashi Hosokawa, cel ce conduce studiile astronomiei din laboratorul de propulsie prin jet al NASA, condus de Caltech și Pasadena, primele stele au fost cu siguranță masive, dar nu la fel de mari cum credeam în studiile precedente. Experimentele au arătat că această creștere enormă a primelor stele s-a oprit mai devreme decât s-a preconizat, rezultând în mărimi similare cu cele ale stelelor din ziua de astăzi. Ele erau de aproximativ 10 ori mai mare decât soarele nostru, nu de 100 sau de 1000 de ori mai masive, cum se credea la începutul studiilor. Motivul pentru care s-a ajuns la aceste concluzii eronate se datorează faptului că aceste stele se formează din nori de heliu și hidrogen, iar existența unor elemente grele din univers contribuia la formarea stelelor la începuturile timpului. De exemplu, pentru un soare de mărimea celui din galaxia în care ne aflăm, este nevoie de elemente grele, precum carbonul, care ajută la menținerea temperaturii gazului rezultat la o temperatură rece. Dacă carbonul nu ar fi fost un element din compoziția stelelor, acestea ar fi avut o masă foarte mare. Asta s-a și întâmplat la începutul Universului, unde elementele grele nu existau în componența stelelor, astfel stelele erau mai masive. Noile studii au arătat că vechile studii nu erau atât de precise, pretinzând că vechile stele erau de sute de ori mai mari decât cele existente în prezent. La începuturile Universului, primele generații de stele denumite de cercetători populația de stele 3 aveau o viață foarte scurtă și violentă de maxim un milion de ani până explodau în supernove. În primele milioane de ani ale Universului, elementele grele se formau în centrul acestor stele. Aceste stele erau precum starurile rock, rapide, extreme și excentrice. Aceste caracteristici ale primelor stele au provocat fuzionarea foarte mult hidrogen și heliu, care au urmat elementele din ce în ce mai grele. Odată cu furnizarea acestor elemente grele în univers, celelalte stele le pot colecta pentru a-și menține temperatura scăzută. În cele din urmă, stelele au devenit stabile și au avut o viață mai lungă. Acestea sunt stelele din populația 3 și în mod ironic nu aveau prea mult metal în compoziția lor, chiar dacă erau ca niște staruri rock. Potrivit Centrului de Astrofizică și Supercalculelor din cadrul Universității din Swinburne, aceste stele sunt doar ipotetice deoarece nu pot fi observate pentru că nu mai există. Sunt și câteva teorii care infirmă existența lor, și anume că populația 3 de stele a străbătut Universul și a colectat aceste metale grele care ajută la stabilitatea lor, iar apoi au format ceea ce numim acum populația de stele 2. Dar cea mai rezonabilă teorie este că a trecut prea mult timp și acestea sunt inexistente printre stele

Putem vedea doar ce a rămas în urma acestor populații de stele mai vechi, doar dacă ne uităm departe în univers, pentru că cu cât ne uităm mai departe în univers, cu atât ne uităm și mai departe în timp, datorită vitezei luminii care este constantă. Adică, dacă privim o stea care se află la o distanță de 10 milioane de ani lumină depărtare, lumina care a fost emisă de acea stea acum 10 milioane de ani ajunge la noi tocmai în prezent. De aceea se spune că ne uităm înapoi în timp când ne uităm departe în univers. Cercetătorii au nevoie de unelte mai bune pentru a privi 13 miliarde de ani în univers. Poate abia atunci vom putea vedea acele populații vechi de stele. În prezent, noi avem populația de stele 2, care au în compoziția lor metal, dar sunt cunoscute ca având o cantitate slabă de elemente grele. Mai există și populația de stele 1, care au suficiente elemente grele în compoziția lor, sunt mai tinere formându-se în ultimele sute de milioane de ani. Luând în considerare vârsta universului, este incredibil că putem observa aceste lucruri noi în. Spațiu. Acestea sunt cele trei tipuri diferite de stele. Am învățat despre ele ca o viață lungă, dar ciclul vieții stelelor depinde de masa fiecăruia când un nor molecular nu este suficient de mare și fuziunea nucleară nu are loc în nucleul său, se obține o stea numită pitică maro. Sunt prea mari pentru a fi catalogate drept planete și prea mici pentru a fi numite stele. Fuziunea nucleară este inexistentă și nu au destulă căldură, așa că piticele maro nu strălucesc, iar culoarea lor nu este un maro specific. Este o combinație de roșu și negru. Când fuziunea nucleară este declanșată, steaua intră în frecvența principală, adică are o masă mai mare, de asemenea și compoziția elementelor este mai bogată. Ele au o viață mai lungă pentru că au mai multe materiale în compoziția lor pentru a întreține reacția nucleară, corect? Acest lucru nu este adevărat, ele consumă acele materiale mai rapid pentru că nucleul lor este semnificativ mai fierbinte. Soarele nostru va trăi în jur de 10 miliarde de ani, dar o stea de 10 ori mai mare nu înseamnă că va avea și o viață de 10 ori mai lungă decât Soarele nostru. Cel mai probabil va avea o viață în jur de 20 de miliarde de ani, o viață foarte scurtă raportată la mărimea ei. Știți proverbul, cu cât sunt mai mari, cu atât cad mai tare. În cele din urmă, totul urmează să moară, până și stelele. Acum știți cum iau naștere și cum le putem încadra într-o categorie în funcție de ciclul vieții lor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!